Compania olandeză Yozur Holding BV riscă să-și piardă investițiile pe care le-a făcut în Moldova. Este vorba despre aproximativ 52 de milioane de dolari investite prin intermediul companiei afiliate Danub Logistics SRL în construcția portului internațional liber Giurgiulești. Riscul vine în urma unor tranzacții dubioase, în urma cărora compania Danub Logistics SRL cu toate activele acesteia, inclusiv portul Giurgiulești, a fost vândută contra unei sume mizere de 344 de dolari. Cel care a dirijat aceste tranzacții dubioase este Thomas Moser, actualul director al Danub Logistics SRL. Investitorul străin Yozur Holding BV a apelat la instanța de judecată pentru a anula toate tranzacțiile care au stat la baza deposedării și pentru a-și restabili investițiile. Am intrat în posesia unor informații potrivit cărora asupra instanțelor de judecată s-ar face presiuni. Acestea ar fi venit din partea unor angajați ai Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, personal interesat și cu implicarea șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Aceștia ar face diverse demersuri către conducerea de vârf al Republicii Moldova pentru influențarea deciziei judecătorilor. În cazul în care presupusele adresări și influențe sunt adevărate, reprezentanții companiei și-au exprimat indignarea și regretul că înalții demnitari europeni au fost atrași într-un joc murdar. Nu înțelegem motivul și implicarea persoanelor, angajaților Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și a șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru influențarea hotărârii judecătorești. Reprezentanții companiei au atenționat asupra faptului că în cazul în care existența unor asemenea practici și influențe ilegale contrare normelor democratice și obligației Republicii Moldova de protejare a investițiilor străine, se vor adeveri, își rezervă dreptul de a le denunța instituțiilor competente și de a-și apăra drepturile de investitor pe toate căile legale posibile, inclusiv prin adresarea în instanțele internaționale.